Istorioare mici cu înțeles mare. Din istorioarele culese sau create de preot Iosif Trifa. Mărul și fariseul. Cât de ușor te poți înșela în alesul merelor. Pui mâna pe mărul cel mai frumos și când colo, tocmai acela este viermănos și putred. Pe din afară e așa de sănătos, dar înăuntru e bolnav și stricat. Cât de ușor te poți înșela și în alesul oamenilor. Este om ce la înfățișare ți se pare drept și evlavios, dar vai, înăuntru este bolnav și stricat. Și fariseul din Evanghelie se arăta și se lăuda că e sănătos, dar vai, înăuntru era plin de boala trufiei. Stau în picioare și azi fariseii despre care zicea Mântuitorul, vai vouă fariseilor fățarnici, că vă asemănați mormintelor celor văruite, care pe din afară se arată frumoase, dar înăuntru sunt pline de toată necurăția. Așa și voi, pe din afară vă arătați drepți oamenilor, dar dinăuntru sunteți plini de fățărnicie și fără de lege. Matei 23, versetele 27 la 28. Este însă cineva care știe ce este în om, Ioan 2 cu 25. E Domnul Dumnezeu. Pe el nimeni nu-l poate înșela. În ziua judecății se vor tăia merele și atunci se va vedea lăuntrul lor în fața tuturor. Toți trebuie să ne arătăm în fața scaunului de judecată a lui Iisus Hristos. 2 Corinteni 5 cu 10. Atunci se va vedea și lăuntrul mărului tău. Ați ascultat istorioare mici cu înțeles mare. Istorioarele, pildele și asemănările religioase prezentate fac parte din cea de-a treia ediție a cărții 600 istorioare religioase de preot Iosif Trifa, apărută la editura Oastea Domnului, Sibiu.